În speranța lămuririi și stingerii pentru totdeauna subiectului mediatizat excesiv de adversarii săi politici, demisia din ADI, Dumitru Băianu a revenit din nou asupra acestuia, precizând că cei care nu se lasă aparent convinși, în realitate nu au avut niciodată parte de surprize pe această temă. Demisia mea a fost convenită cu domnul Mustățea. N-a fost nici pe departe o surpriză. Am ajuns la un punct mort, anume modul în care va fi elaborată ordinea de zi. Nu vă încurc cu detalii tehnice. Am avut păreri divergente pe acest subiect, ordinea de zi, motiv pentru care am propus domnului Mustățea să convoc ședința, să semnez ca președinte toate documentele care vor fi discutate și eventual aprobate în ședința asociației, după care să-mi dau demisia ca să-i dau posibilitatea să-și numească în locul meu o altă persoană care împărtășește punctul de vedere și care îl ajută să finalizeze proiectul. Asta plecând de la o certitudine foarte importantă, anume că instituția Consiliul Județean este beneficiară acestui proiect de management al deșeurilor solide. Și e normal ca instituția, prin reprezentantul său președinte, să aibă cumva ultimul cuvânt. Acuzat că ar fi abandonat proiectul privind managementul deșeurilor solide într-un moment dificil al stadiului acestuia de implementare, dar și de faptul că ar fi modificat redevența și, mult mai grav, ar fi adus prejudicii Consiliului Județean, Dumitru Băianu face trimitere la hotărârea Curții de Apel București, prin care s-a pronunțat atât asupra nefavorizării vreunui ofertant, dar a constatat și faptul că acea clarificare nu a modificat în niciun fel factorii de valoare. În motivarea Curții de Apel București, dar cel de-al doilea proces pe care Consiliul Județean l-a pierdut în favoarea Ecosud, unul dintre ofertanți, urmarea acestui al doilea proces a avut și obligația de a desemna câștigător această firmă. Dacă cereți în baza legii 544 acest document, o să găsiți că scrie clar negru pe alb. Acea clarificare la care se face referire nu a favorizat un ofertant, a fost făcută în perioada în care toți ofertanții puteau să ia act de ea și să-și îmbunătățească ofertele. Nu a fost contestată de vreun ofertant. Și mai important decât atât, cred că la partea de final, spune foarte clar că prin această clarificare nu s-au modificat factorii de evaluare. Dacă cineva are cumva impresia că poate să contrazică motivarea unei hotărâri a Curții de Apel București, probabil are o părere proastă despre cei cărora se adresează sau are o apetență pentru un adevăr care îl situează în altă zonă. Repet, această propoziție există în motivarea Curții și dacă intrați în posesia documentului puteți să vă convingeți singuri. Referitor la redevență, Dumitru Băianu explică cu lux de amănunte de ce aceasta trebuie stabilită la o valoare cât mai mică, dar și faptul că ea nu poate fi folosită decât la dezvoltarea obiectivului pentru care a fost creată și nici de cum pentru implementarea sau dezvoltarea altor activități din sfere diferite de activitate. Această redevență se contabilizează într-un cont special și nu poate fi folosit. Nu pot fi folosite sumele respective pentru alte investiții. Alimentează doar întreținerea și dezvoltarea centrului de management al deșeurilor de la Frătești. Al cărui prim obiectiv investițional important este construirea altei celule, altei depozit, peste 7 ani. Banii aceștia nu pot fi folosiți nici la drumuri, nici la școli colectați în redevență. La nimic altceva. Deci o altă aberație să spui că, vezi, Doamne, pierderea asta este cumva cauzatoare de lipsuri pentru investițiile Consiliului Județean. Ca să nu mai spun cel mai nesemnificativ, dar de luat în considerare, această redevență nu este nici măcar purtătoare de dobândă. Se păstrează acolo într-un cont până când poate fi folosită. Având convingerea că aceste ultime precizări îi vor lămuri și pe cei care de fapt nu au nevoie de acest lucru, liberalul Dumitru Băianu se așteaptă ca părerile pro și contra pe marginea demisiei sale din ADI să devină un subiect închis.